Petru, Maria, Petru, Ion, Ana, Marcu și răposații familiei. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi și cu Duhul tău. Credincioși, continuăm să trăim bucuria învierii Domnului în această octavă a Paștelui în care ne aflăm. Să-i simțim alături de noi și pe frații orientali care astăzi sunt în Vinerea Mare și meditează asupra morții lui Iisus pe cruce. Ne unim toți în rugăciune și așezăm în spirit de credință pe altarul Domnului toate gândurile și intențiile bune pe care le avem. La început îi cerem iertare ca întotdeauna lui Dumnezeu pentru tot ce am greșit, ca să luăm parte așa cum se cuvine la celebrarea Sfintelor Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Purura Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Kyrie, Kyrie, Kyrie,
cerului Dumnezeu. Gloria, 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 gloria in excelsis. Gloria, 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 gloria in excelsis. Și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, 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 gloria in excelsis. Gloria, 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 gloria in excelsis. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu care șezi la dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Gloria, 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 gloria in excelsis. Fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, 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 gloria in excelsis. Gloria, 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 gloria in excelsis. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai rânduit misterul pascal ca legământ de împăcare pentru oameni. Dă-ne, te rugăm, harul de a ne conforma viața cu credința pe care o mărturisim prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amen. Citire din Faptele Apostolilor. În zilele acelea, pe când Petru și Ioan vorbeau poporului, după ce a fost vindecat ologul, s-au apropiat de ei preoții, comandantul gărzii templului și saduceii, înfuriați că învață poporul și proclamă în numele lui Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au pus sub pază până a doua zi, căci era deja seară. Dar mulți dintre cei care auziseră cuvântul au crezut și numărul bărbaților s-a ridicat la aproape 5.000. A doua zi s-au adunat în Ierusalim comandanții, bătrânii și cărturarii, marele preot Ana, Caiafa, Ioan și Alexandru
și toți câți erau din neamul arhieresc, i-au adus în mijlocul lor și îi interogau: cu ce putere și în numele cui faceți voi aceasta? Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a spus: conducători ai poporului și bătrâni, noi suntem cercetați pentru binele făcut unui om bolnav și cum a fost acesta salvat. Să vă fie cunoscut tuturor și întregului popor al lui Israel: în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți, în el stă acesta înaintea voastră vindecat. Iisus este piatra disprețuită de voi, constructorii, care a ajuns piatră unghiulară. Și nu este în nimeni altul mântuirea, pentru că nu este niciun alt nume sub cer dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Lăudați-l pe Domnul pentru că este bun, veșnică este îndurarea lui. Să spun acum Israel că este bun, veșnică este îndurarea lui. Să spun acum cei care se tem de Domnul, veșnică este îndurarea lui. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Doamne, mântuiește-mă, Doamne, dă-mi biruință. Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Piatra pe care au disprețuit-o zidarii a ajuns în capul unghiului. Toți creștinii aduc laude mielului pascal, mielul a răscumpărat turma. Hristos cel nevinovat i-a împăcat pe păcătoși cu Tatăl Ceresc. Viața și moartea s-au luptat în mod minunat. Stăpânul vieții care a murit, domnește acum viu. Spune-ne, Marie, ce ai văzut pe cale? Am văzut mormântul lui Hristos care trăiește și slava celui înviat. Pe îngerii care au dat mărturie, giulgiur și veșmintele. Hristos, speranța mea, va merge înaintea voastră în Galileea. Știm că Iisus a înviat.
adevărat din morți, Tu, Rege biruitor al morții, ai milă de noi. Aleluia! Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! În acel timp, Iisus s-a arătat din nou discipolilor lângă Marea Tiberiadei. Și li s-a arătat astfel. Erau împreună Simon Petru și Toma, cel numit Geamănul, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedeu și alți doi dintre discipolii lui. Simon Petru le-a spus, mă duc să pescuiesc. Ei au zis, mergem și noi cu tine. Au ieșit și s-au urcat în barcă. Dar în noaptea aceea nu au prins nimic. Când era de acum dimineață, Iisus stătea pe mal, dar discipolii nu știau că este Iisus. Așadar, Iisus le-a zis, copilași, nu aveți ceva de mâncare? I-au răspuns, nu. Atunci le-a zis, aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi. Ei l-au aruncat și nu-l mai puteau trage din cauza mulțimii peștilor. Atunci, discipolul acela pe care Iisus îl iubea, i-a spus lui Petru, e Domnul. Simon Petru, auzind că este Domnul, s-a încins cu haina pentru că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți discipoli au venit cu barca, pentru că nu erau departe de uscat, ci la vreo 200 de coți, trăgând cu ei năvodul cu pești. Când au coborât pe uscat, au văzut un foc cu jar, pești puși deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Atunci Simon Petru a urcat în barcă și a tras la mal năvodul plin cu 153 de pești mari. Și deși erau așa de mulți, năvodul nu s-a rupt. Iisus le-a zis, veniți și mâncați. Și niciunul dintre discipoli nu îndrăznea să-l întrebe, tu cine ești? Căci știau că este Domnul. Iisus a venit, a luat pâinea și le-a dat-o, la fel și peștele. Aceasta a fost de acum a treia oară că Iisus s-a arătat discipolilor după ce a înviat din morți. Cuvântul Domnului! Laudă-ți-e, Hristoase! Iubiți credincioși, după ce am ascultat cuvântul Domnului din Biblie la această sfântă liturghie, vineri din octava Paștelui, să facem o scurtă reflecție asupra acestui cuvânt al lui Dumnezeu cu aplicare la viața noastră de credință.
Ascultând cuvântul Domnului astăzi, cred că ne-am dat seama ușor cum vestea învierii Domnului se răspândește cu iuțeală mare, se propagă așa ca niște valuri, cuprinzând sufletele și viața celor care cred. Și cine sunt aceștia? Apostolii, mulțimile care ascultă pe apostoli și noi, cei de astăzi, apostolii. Apostolii mărturisesc adevărul învierii Domnului în două feluri. Prin vindecările miraculoase pe care le săvârșesc, toate sunt săvârșite în numele lui Iisus cel înviat. Și prin predicile lor, toate predicile lor au în centru adevărul învierii Domnului. Și tocmai acest lucru îi fac pe dușmanii lui Iisus, farisei, cărturarii, mai marii bătrânilor, să freamăte de furie împotriva lor, așa cum am auzit în prima lectură din Faptele Apostolilor. Mulțimile care ascultă predicile apostolilor sunt entuziasmate de cele ce aud și sporesc numărul atât al celor care cred pentru că au văzut, cât și al celor care cred fără să fi văzut, însă datorită cuvântului rostit de apostoli. Și trecem acum la noi, cei de astăzi, pentru că vestea învierii a ajuns din generație în generație până la noi și va merge mai departe, până la sfârșitul lumii. Noi, cei de astăzi, noi purtăm mai departe ceea ce am primit de la înaintașii noștri în credință, începând cu primii care l-au văzut pe Iisus înviat, au stat de vorbă cu El, au mâncat împreună cu El, cum ați auzit în Sfânta Evanghelie. Noi purtăm mai departe în sufletele noastre și în viața noastră standardul învierii. Ne numărăm între cei care cred fără să fi văzut. Pentru că noi nu l-am văzut cu ochii trupului, cum l-au văzut apostolii, Maria Magdalena, femeile pioase și atâția alții, pe Iisus care a înviat cu adevărat din morți. Dar credem în El, credem în învierea Lui, credem în învățătura Lui. Nu am văzut cu ochii trupului pe Iisus înviat, credem cu tărie în El. Și credem datorită mărturiei neîntrerupte dată de Sfânta Biserică în cei 2000 de ani de creștinism. Și dacă învierea și toată Evanghelia lui Iisus ar fi fost un neadevăr, o minciună, cum au încercat mai marii poporului să-i mituiască pe soldați și să spună că l-au furat apostolii noaptea pe când ei dormeau, dacă ar fi fost într-adevăr o minciună, noi știm că minciuna are picioare scurte. Nu ar fi rezistat până astăzi atâtor atacuri care s-au îndreptat până acum împotriva învierii, împotriva lui Hristos și a Evangheliei sale. Noi trebuie să fim mândri că suntem creștini. Și am devenit creștin prin botez. Vă amintiți că am subliniat mult și în timpul postului mare și cu ocazia sărbătorii învierii Domnului și încă suntem în această sărbătoare prelungită, cât de important este botezul pentru noi și cum postul mare și Paștele Domnului ne trimit cu gândul la botezul nostru, că atunci noi am devenit copiii lui Dumnezeu. Atunci am fost înmormântați cu Hristos și înviați la o viață nouă. Trebuie să fim mândri de această credință pe care o avem și pe care am primit-o
și să o ducem mai departe. Dacă unul sau altul dintre noi ar fi doar ispitit de cea mai mică nesiguranță cu privire la adevărul învierii, este cazul să se roage mai mult, ca să arunce departe toate mrejele nesiguranțelor, așa cum au aruncat, ați auzit în Evanghelie, apostolii mreaja în lacul Genezaret, pentru a descoperi frumusețea, belșugul și realitatea misterului de viață al lui Hristos și în lumina acestui mister să trăiască mai departe fiecare clipa existenței sale. În acest sens, ne vom pune mereu câteva întrebări la care să ne străduim să dăm răspunsul cel mai bun. Prima, care este legătura mea cu Hristos cel înviat? A doua, ce loc ocupă Hristos înviat în viața mea? A treia, dacă l-am avut cândva prezent și viu în viața mea pe Hristos, îl mai am acum? Ce a mai rămas din el? Îi mai simt prezența și acțiunea sa așa cum o simțeam atunci când eram plin de fervoare pentru cele religioase și sfinte? Iată întrebări la care este bine să dăm răspuns, să cugetăm bine și să dăm răspuns, pentru că este capital pentru noi acest adevăr al învierii. Nu putem să ne mântuim în afara misterului lui Hristos, a morții și a învierii sale. Tocmai de aceea noi îl trăim zilnic atunci când un preot celebrează valid Sfânta Liturghie. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Vedeți ce grijă are Biserica în fiecare zi, la Sfânta Liturghie, să repetăm aceste cuvinte, ca să nu uităm cât de important este misterul pascal pentru noi, adică moartea și învierea Sa. Și apoi să nu uităm ceea ce Iisus ne-a promis, eu cu voi sunt, în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor, să-i mulțumim pentru aceasta și să lăsăm loc bucuriei în sufletul nostru. Vă spuneam aseară cele două daruri ale lui Hristos înviat, pacea sa și bucuria sa. Să lăsăm loc bucuriei în suflet, cântând cu toată puterea credinței noastre, Hristos s-a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos s-a înviat. Adevărat a înviat. Să ne rugăm. Domnul Iisus ni se descoperă astăzi drept piatră unghiulară a oricărei construcții, fiind singurul nume care trebuie să fie invocat pentru a fi mântuiți. Să ne rugăm cu credință spunând, Doamne, mântuiește-ne în numele Tău. Doamne, mântuiește-ne în numele Tău. Pentru ca în ministerul lor apostolic, Sfântul Părinte, Episcopii și Preoții să anunțe cu sinceritate adevărul și să promoveze dreptatea, rezistând oricărei presiuni contrare, să ne rugăm. Doamne, mântuiește-ne în numele Tău. Pentru ca toți credincioșii să aibă curajul de a-și mărturisi credința lor unică în Hristos înviat, în fața oricărei puteri și autorități, să ne rugăm. Doamne, mântuiește-ne în numele Tău. Pentru ca aceia care se încred într-o mântuire iluzorie sau în instituții destinate pieirii, să înțeleagă unicitatea valorii mântuitoare a lui Hristos, mort și înviat pentru toți. Să ne rugăm. Doamne, mântuiește-ne în numele Tău.
pentru ca fiecare om care se străduiește pentru căutarea binelui să se îndrepte spre acela care poate să ne ajute să învingem dificultățile și insuccesele. Să ne rugăm. Doamne, mântuiește-ne în numele Tău! Pentru ca noi, cei prezenți la masa Domnului, primind pâinea vieții, să recunoaștem în El pe Domnul care ni se descoperă. Să ne rugăm. Doamne, mântuiește-ne în numele Tău! Pentru ca toți credincioșii răposați să aibă parte de bucuria revederii cu Tine în patria cerească. Să ne rugăm. Doamne, mântuiește-ne în numele Tău! Doamne, Tu ne-ai descoperit în victoria asupra răului prin pescuirea minunată, transformată într-un prânz fratern împreună cu ucenicii Tăi. Ajută-ne să ne simțim beneficiarii acestui triumf, ori de câte ori primim de la Tine pâinea care ne satură pentru viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Hristos, amânăviniată din morți, umoare-te-a pe moarte călcăvem, și celor din moră, vine-te, viață de rui, vine dulce. Hristos, amânăviniată din morți, omoară-te, apă moară-te, călcăvem, și celor din moră, vine-te, viață de rui, vine dulce. Hristos, amânăviniată din morți, omoară-te, apă moară-te, călcăvem, și celor din moră, vine-te, viață de rui, vine dulce. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii Sfintei sale biserici. Te rugăm, Doamne, împlinește cu bunătate în noi tainica transformare arătată de acest schimb de daruri pascale, și înalță inimile noastre de la dorințele pământești la dorul după cele veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, dar mai ales se cuvine să te lăudăm în chip deosebit în această zi în care a fost jertfit mielul pascal, Hristos Domnul nostru.
El este cu adevărat mielul care a luat asupra sa păcatele lumii, care prin moartea sa a distrus moartea noastră, iar prin învierea sa ne-a făcut părtași ai vieții dumnezeiești. De aceea întreaga omenire, mărturisind adevărul învierii, tresaltă de bucurie. Împreună cu puterile cerești și corurile de îngeri, cântăm și noi imnul măririi tale, zicând fără încetare. Așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o vesti, Doamne, și învierea ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi,
care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostevirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea vă dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, ci binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul Tău. Ievelul lui Dumnezeu, care e asupra Ta, păcate vene lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra Ta, Mielul lui Dumnezeu,
Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Iisuse, eu te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzui pe oaspetele meu de bine. Îmbrățișez, iubitul meu Mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc în totdeauna voința ta. Amin. Sufletul lui Hristos sfințește-mă. Lui Hristos mănătuiește-mă. Sângele lui Hristos aprinde-mă de dragoste. Apa coastei lui Hristos spală-mă. Patima lui Hristos înătărește-mă. O bune Iisuse, ascultă-mă. În rănile tale ascunde-mă, nu lăsa să mă despart de tine, de vrăjmașul cel rău mă apără, în ceasul morții mele cheamă, și poruncește-mi să vin la tine, ca să te laudă cu sfinții tăi. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ocrotește-i neîncetat cu iubire pe aceea pe care i-ai mântuit. Pătimirea Fiului Tău ne-a adus răscumpărarea, învierea Lui să fie pururi bucuria noastră. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu,
Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Continuăm cu a doua zi din triduumul de pregătire spirituală pentru sărbătoarea Divinei Îndurări de Duminică. Premilostive Iisuse, care ai spus, milă vreau și nu jertfă, iată, eu călăuzesc la adăpostul inimii tale îndurătoare sufletele din purgator, suflete care îți sunt foarte dragi și care totuși trebuie să împlinească dreptatea ta. Picăturile sângelui și ale apei care izvorâs din inima ta să stingă focul purgatoriului, astfel încât puterea îndurării tale să fie slăvită acolo. Din văpaia înfricoșătoare a focului purgatorului, un plânset se înalță către îndurarea ta, iar din izvorul sângelui și al apei, sufletele primesc mângâiere, ușurare și răcorire. Tată veșnic, privește cu ochi milostiv sufletele care suferă în purgator și pe care Iisus le adăpostește în inima sa îndurătoare. Te implor în numele pătimirilor dureroase ale Fiului tău, Iisus, și al amărăciunii care a cuprins prea sfânta sa inimă, arată îndurarea ta sufletelor care se află sub privirea dreptății tale. Nu privi spre ei decât prin rănile Fiului tău prea iubit Iisus, căci noi credem că bunătatea și îndurarea ta sunt fără margini. Așa te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. Amin. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să ajungă la tine. Să ne rugăm, Dumnezeule veșnic, a cărui îndurare este infinită și în care comoara milei este nesecată, îndreaptă spre noi o privire binevoitoare și fă să crească în noi milostivirea ta, pentru ca în clipele grele să nu ne descurajăm și să nu ne pierdem speranța, ci cu cea mai mare credință să ne supunem voinței tale sfinte, care este dragoste și milostivire. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace, aleluia, aleluia. Mulțumim lui Dumnezeu, aleluia, aleluia. Încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Petru, Maria, Petru, Ion, Ana, Marcu și răposații familiei, pentru ca Dumnezeu să-i învie în ziua de apoi și să-i așeze în rândul sfinților săi. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ma chiar și morții te-ai supus, și ai levis prin ea dușmana nulă, pe cele ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceea care pierdeară-și harul baptismal. Mereu cu canerele a primine să vom slavă în așteptarea ta. Și atunci când vei veni la numărul tău,
Voiește, Domnule, Tău-mi pina. Primește-ne, Nata Lumină, prea dreptule judecător, cu Tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii Tăi, Iisuse, care din lume a plecat, ună doină veșnică a lumii vină, să Te slăvească necetat. Domnul Te va păzi de orice rău, Domnul Îți va apăra viața. Îmi ridic ochii spre munți și mă întreb, de unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să ți se clatine piciorul și nu va țipi cel care te păzește. Iată, nu ațipește, nu doarme, cel care îl păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ocrotitoare la dreapta ta. Ziua soarele nu-ți va dă luna, nici luna în timpul nopții. Domnul Te va păzi de orice rău, Domnul Îți va apăra sufletul. Domnul Te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. Domnul Te va păzi de orice rău, Domnul Îți va apăra viața. Doamne, îndură-Te de ei. Hristoase, îndură-Te de ei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Să ne rugăm. Dumnezeule Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri Petru, Maria, Petru, Ion, Ana, Marco și ceilalți răposați ai familiei de legătura morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna veșnică, dă-le lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Iată de bine moreți, Iisuse, călăcând pe moarte nevinegător, și tuturor ai dat dovadă că iubește a tot stăpânitor, și tuturor le-ai dat iubește-a tot stăpânitor. Aie bine-miat de bine moreți, Iisuse, și Tu tuturor le-ai arătat, ai murit de să ne răscumpere de păcat, ai murit de
pere